Valul Brazilor a început sfios cu o primă ediție deloc pretențioasă în anul 2012. Acesta arată foarte elegant. Oaspeților li s-a cerut să respecte dress code-ul black tie și la început de eveniment s-a servit vin. Eu am fost la prima ediție anul trecut. A fost într-un cerc mai restrâns. În acest an văd foarte multă lume, foarte multă frumoasă. Este o idee foarte bună și sper să aibă viață lungă. Muzeile devin centre culturale și în acest fel vine foarte multă lume la muzeul nostru. Cei care nu sunt obișnuiți cu muzeile, și aceasta îi apropie cu încă un pas pe toți cei care sunt această seară către expozițiile noastre. Cei care au făcut producții care se vor licita astăzi sunt colegi de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, pe care am terminat-o și eu. Deci faci pentru colegii tăi, da, până la urmă. Practic fac pentru colegii mei și sper să strângă cât mai mulți bani. Un lucru frumos care ar putea să se facă mai des, iar noi, dacă vom dispune de timpul necesar, vom veni cu mare plăcere. Am fost anul trecut la prima ediție, am văzut brazii care au fost acolo și în acest an, Nata, când mi-a zis că ar vrea să facă din acest eveniment, să facă o tradiție, eu nu am stat mult pe gânduri și i-am propus ajutorul meu, pentru că împreună să ne unim forțele în ajutorarea acestor studenți și în ajutorarea facultății de unde ei vin. N-am putut să lipsesc de la așa un eveniment important, ingenios și bănuiesc eu foarte util societății noastre. Sunteți gata de licitație sau astăzi doar așa cu admiratul? Nu, deci să știți că mi-am luat portmoneu, pentru că noi suntem cei care la ziua de azi ar trebui să ne susținem unul pe altul și cu atât mai mult că acest eveniment este foarte binevenit pentru a susține niște talente. În primul rând, cred că vom reuși să adunăm bani. Poate nu tare mulți, dar oricum vom reuși și sperăm că acest eveniment va fi ca prim pas în ajutorarea lor și de ce nu să inspirăm și alți oameni care ar putea să contribuie nu doar de Balul Brazilor de Crăciun, dar chiar și fără nicio ocazie să meargă la el la facultate, să le dea comandă de tot felul de lucruri pe care ei ar putea să le facă, astfel susținând talentul lor. Crezi că vei reuși să câștigi destui bani pentru ceea ce ți-ai propus tu? Crezi că eu ar trebui să știu ce să cred? Eu cred că trebuie să mă aștept doar la cei mai buni. Oricum, intențiile mele au fost, intențiile noastre, ale echipei noastre, au fost dintre cele mai sincere și pozitive. Eu cred că doamne, ar trebui să țină cu oamenii care au intenții frumoase. Anul ăsta e puțin mai sofisticat acest eveniment, ai impus și un dress code. De ce? Ai hotărât să treci la o altă etapă, probabil. Mi-am dorit foarte mult și anul trecut, dar nu eram pregătită niciun fel, nu aveam niciun fel de experiență de acest gen și nici anul ăsta nu am, dar anul ăsta o acumulez. Adică m-am copt să acumulez experiența, este un stres foarte mare. Nici măcar nu vă puteți imagina ce listă de nu-uri există ca să nu faci un asemenea eveniment. Dar iată că am ajuns la proporții mai mari și vreau în fiecare an să-i dau o mare greutate acestui eveniment, pentru că este o șansă unică. Practic, în afară de Balul Brazilor, mai există vreun eveniment în țară unde tinerii designeri, artiști să-și poată demonstra creativitatea? Cred că nu. Deci Balul Brazilor ar putea fi o șansă pentru ei să fie apreciați. Pentru că un artist are nevoie, în primul rând, de apreciere. Woo!
așa cum s-a scris în invitație. Cu fundiță. Da, cu fundiță neagră, pentru că am înțeles cu black tie. M-am conformat într-un fel. Ești printre puținii care au respectat dress code-ul. Felicitări. Mersi mult. Încercăm, dacă era vorba de un dress code cu prăduț la la cravată, în loc de cravată, o respectam și așa. Chiar mă gândeam, Doamne, ce să îmbrac, fiindcă, să zicem așa, timpul de afară m-a făcut să mă gândesc că tot, ar fi bine totuși să îmbrac pantalon și nu rochie. Și atunci m-am apelat la un pantalon clasic, așa, știi? Și atunci, cred eu, dacă vă place, înseamnă că m-am descurcat bine. Ana, ce înseamnă dress code-ul black tie? Dress code-ul black tie, din câte știu eu, este unul dintre cele mai importante și pentru o doamnă presupune obligatoriu rochie lungă, maxi, elegantă, culoarea nu contează, să fie de seară și pantofi clasici negri. Pentru un domn, asta înseamnă smoking, obligatoriu. Și de ce nu ai respectat dress code-ul? Dress code-ul, cum a spus colega noastră din regie, Eugenia Boldescu, este pentru a fi de nerespectat. Adică e un cod care trebuie să fie încălcat. Eu cred că este o cerere prea mare pentru noi, oameni care muncesc zi de zi, să se mai îmbrace în haine de bal. Dar uite că există o doamnă Anata Albot, există o Ana Mardare care este îmbrăcată superb. Nimeni nu are nimic de reproșat, da? Da, 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 exact. Și eu, la urma urmei, nu haina face pe om. Corpul meu, atletismul din mine, sportul, vigoarea, spartanul de mine. Stimați spectatori și telespectatori de la Jurnal TV, vă spunem bun venit și vă salutăm la un eveniment unic, la balul cu licitație al celor mai frumoși, originali și inspirați brazi, creați de studenții Facultății de Arte Frumoase, secția design, de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Balul nostru a ajuns la cea de-a noua ediție. Vă rog să aplaudăm continuitatea acestei frumoase tradiții și acestei minunate idei. Ca să creștem artiști creatori, avem nevoie de condiții. Ca să avem condiții, ne punem la contribuție talentul. Și ne învățăm să câștigăm din ceea ce știm să facem mai bine. Iată, doamnelor și domnilor, chintesența, filozofia balului de astăzi, toate mijloacele colectate astăzi vor fi materializate sau transformate în materiale necesare pentru activitatea Facultății de Arte Plastice, specialitatea design a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Haideți să urmărim de ce organizatorii acestei manifestări și-au propus acest scop. Asta visează orice student care se pregătește să devină designer vestimentar, indiferent de țara din care provine și naționalitatea pe care o are. Așa se pregătesc de marele vis cei care învață designul vestimentar în Marea Britanie, la University of Central Lancashire. Pe lângă profesori cu experiență și un anturaj deosebit, aceștia dispun de toate materialele necesare pentru lecțiile practice, la fel ca și tinerii de la Universitatea de Artă din California sau cei din sudul Australiei. Studenții moldoveni de la arte împărtășesc aceleași aspirații cu cei americani sau din Regatul Unit, însă nu și aceleași condiții de studii. Sediul Academiei în care învață arată decent pe din afară, însă imediat ce intrăm pe ușa edificiului, cu greu îți vine să crezi că este o facultate unde se predau arte frumoase. De la intrare în facultate deja se văd neajunsurile, reparații care avem nevoie ca să fie o reparație bună. Pe lângă pereții triști și scorojiți, care i-ar tăia din pofta creației chiar și lui Coco Chanel, studenții duc lipsă de rechizite elementare, necesare pentru studii. Avem în grupă câte 7-8 copii, dar mașini de cusut avem doar 2, un surfilator. Mereu ne rândăiem, chiar suntem 2 coase, 2 stăm și ne uităm. Am avea nevoie de calculator, în primul rând. Sălile să fie cât de cât mai amenajate. Avem doar două obiecte la teorie și restul tot e lucru material. Hârtie, guaș, culori,
Într-adevăr, la noi sunt foarte scumpe. Нехватка кое-каких материалов, опять же, то, что перечисляли ребята, это мешает. Лисы листай повторюсь, туры шли скади диспозити аж позитив, ши тонус удивятся. Ministerul Culturii, care alocă bugetul Academiei de Arte, spune că problema este una prea veche pentru a fi soluționată într-un timp atât de scurt și că cei de la Academie ar trebui să gestioneze mai atent banii. Da, rezolvarea problemei trebuie să vină și din interiorul Academiei. E nevoie de văzut cum se împart banii. Din tot bugetul pe care îl are Academia, undeva 80% merg pentru achitarea salariilor și burselor, restul pentru achitarea serviciilor comunale și la dezvoltarea instituției nu ne rămâne absolut nimic. Cheltuieli reale pentru întreținerea unui student în Academia noastră se ridică la o sumă de circa 30.000 de lei. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice este succesoarea Conservatorului de Stat din Chișinău, fondat în anul 1940. Facultatea Arte Plastice a fost creată în anul 1984, iar în prezent aici își fac studiile peste 300 de studenți. Anul trecut am conceput această idee ca o replică la nemulțumirea pe care o generează felul în care este decorat orașul nostru. Era o nemulțumire pe care o simțeam printre mai mulți oameni. Și m-am întrebat atunci, dar oare creativitatea moldovenilor se limitează la instalarea gheretelor, la distrugerea monumentelor istorice și la buticul la tot pasul împărțite de publicitate? Și atunci mi-am propus să fac un test. Am anunțat un concurs, iar beneficiarul acelui bal al brazilor de Crăciun de anul trecut a fost regretatul artist Glebul Saiciuc, care, spre marea mea bucurie, în anul 2011, în decembrie anul trecut, la 92 de ani de viață, am simțit că Moș Crăciun există, pentru că tot ce am adunat noi în urma acelui eveniment, i-am transmis dumnealui, i-am lăsat cadourile pe masă și am plecat. După aceea m-a sunat la telefon, mi-a mulțumit și m-a rugat insistent să vin la el să-mi facă un tablou. Din păcate n-am găsit timp să fac lucrul ăsta, pentru că în anul 2012 Glebul Saiciuc să se stingă din viață. Anul acesta, întâmplarea a făcut să o cunosc pe Luminița Gorcinski. Luminița, vă rog să ridicați mâna în sus, iar studenții să o salute pe profesoara lor. Pentru că la un eveniment am cunoscut-o și din vorbă am înțeles că facultatea adică cum studenții ăștia învață să facă design cu două mașini de cusut la atâția studenți, cu un singur suftelator, nu au masă de călcat, nu au fier de călcat, nu au niciun calculator, nu au proiector. Mie vine foarte greu să cred că din sărăcie poți să te inspiri. 20 de brazi vor participa astăzi la licitație, iar 3 dintre ei vor fi remunerați cu premii speciale. Vreau să vedeți și cum s-au mobilizat studenții atunci când au aflat că au posibilitatea să se manifeste. Un pic de atenție la ecrane. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Unii dintre brazi sunt, după mine, mici opere de artă, iar unde e o mică operă de artă, va fi și una mai mare. Sfioși și plini de emoții, studenții și-au prezentat creațiile, sperând că vor fi apreciați și vor trece concursul. Sper că publicul a rămas cointeresat și i-a fost plăcut să vizioneze acest ingenios brat. Am folosit anume spiritul ăsta românesc pentru a atrage ochiul spectatorului. Te-a ajutat cumva pisoiul ăsta la confecționarea inspirației? Nu doar studenții s-au implicat în concurs, ci și profesorii. Trebuie să încercăm și noi ceva nou. Cine ai venit? Cu mama. Mama este profesoară, da? Da. Îmi spui unul care îți place mai mult? Aista. De ce? Pentru că mama și tata a făcut.
Numărul brazilor creați de studenți a întrecut cu mult numărul preconizat. Din acest considerent, Nata a trebuit să-i aleagă pe cei mai frumoși și pe cei care au respectat toate cerințele concursului. Astfel, din peste 100 de brați semnați de designerii în devenire, doar 46 au fost selectați pentru bal. Măcar dacă ar fi două concursuri pe an de acest gen, care să-i streseze un pic, să-i scoată din confortul unoarecare confort pe care l-au ei, ar putea să-i ajute să creadă mai mult în forțele lor. Let it snow, let it snow, let it snow. Seara din de astăzi se datorează și unei echipe de voluntari care au fost de acord să participe la organizarea evenimentului. Țin în primul rând să îl aplaudați pe inegalabilul Andrei Corubin. Mulțumesc! Voluntarea asta înseamnă muncă gratuită, ca să fie clar. Tot în seara aceasta, Quartetul Orfeus, încă o dată aplauzele voastre. Și Dana Mureanu, care cântă la o violă excepțională. În continuare, spectatorii care sunt membri ai juriului vor decide care din cei 57 de brăduți expuși merită să fie promovați în finală și scoși la licitație. Așadar, atențiune, doamnelor și domnilor, pregătiți formularele, dacă autorii s-au apropiat de creații, facem numărătoare inversă și descoperim creațiile anului 2012. 2 colecții vestimentare pe care le-au adus aici cu multă amabilitate 2 absolvenți ai Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Doamnelor și domnilor, Elena Grosu, Remember Me, prima colecție vestimentară. Aplauze, aplauze, aplauze. We'll be right back.
de muzică, teatru și arte plastice. Remember me! Amintește-ți de mine! Cui a plăcut această colecție să aplaude? Cel mai mult colecția a plăcut Aurei. Așa-i, Aura? Știu la ce te gândești acum. Regreți că rochiile nu sunt scoase la licitație azi. Așa-i? Următoarea colecție este semnată de Alexandru Pisarev, un alt absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Aș vrea să-l invit aici pe Alexandru. Bună seara! Здрасте! Привет! Саша, скажи, как называется твоя колекция и на что нужно обратить внимание, во-первых? Коллекция называется Scarecrow, и на все обращайте внимание, она очень крутая. Круто! Eu știu că Alexandru a luat și marele premiu nu de mult cu această colecție, da? Yeah. La ce? Art Podium 2012. Art Podium 2012, marele premiu! Veți urmări acum această colecție absolut originală. Așadar, Alexandru Pisarev. This is dedicated to all the kids like me. I'm on my way to heaven, wherever you are. Now. Despre ce are în comun omul și pasărea. Iată, Alexandru încearcă cu ochii unui tânăr a secolului 21 să găsească afinitățile, să găsească ce ne rudește cu păsările. Cine știe, poate în trecut și omul a zburat ca pasărea până la Icar. Studenții noștri. Recapitulăm. Am avut 57 de brazi astăzi prezenți din peste 100 care au fost pregătiți pentru balul nostru. Acesta este ciocănașul pentru licitație. În câteva minute vom scoate la licitație primul brad. Pregătiți, bănișorii! Brazii pe care i-ați ales dumneavoastră, cei mai populari, sunt aici. Vă rugăm foarte mult să puneți ochiul pe ei și să începeți să vă gândiți la cum o să arate ei la voi acasă sau pe birou eventual. Și am zis așa, ca să nu discriminăm pe nimeni, toți brazii vor avea același preț de început și prețul de început al fiecărui braț va fi de 100 de lei. Atenție, doamnelor și domnilor! Este scos la licitație primul braț, numărul 26. Prețul inițial, 100 de lei. Cine dă mai mult? 150. Așa, mulțumesc, Tudor. 340, Aura, 500 de lei. Sigur, sigur, v-ați gândit bine? 500 de lei, 1. 500 de lei, 2. 500 de lei pentru setul numărul 1. Doamnelor și domnilor! Și... Este... 3! Valeriu a câștigat primul set. Mulțumim, Valeriu, și felicitări! Noi am mizat ca studenții noștri să folosească materiale reciclabile. Atenție, dragi prieteni, 100 de lei pentru acest brad. Cine oferă mai mult? 100 de lei, haideți! Hai că merită! Alexandru, mulțumim! 300, Alexandru! 300 de lei, 1! Mai dă cineva mai mult? Hai! Alexandru, se pare că nimeni nu vrea să-ți facă va fi mascota de Crăciun la centrul dumneavoastră. 300 de lei? Da, vă rog. Cât? Cine? Doina? Tu? Nu? Bun. Ok, așteptăm. 300 de lei, 2, doamnelor și domnilor. Alte oferte. Repede. Alexandru. Tot Alexandru,
își mărește prețul 350 de lei pentru ca să nu o ia nimeni înainte. 350 de lei 1, 350 de lei 2, 350 de lei, doamnelor și domnilor, 3. Mulțumim tare mult! Alexandru, eu cred că ați făcut o achiziție extraordinară de originală pentru centrul dumneavoastră. Și eu mă bucur că Alexandru știe să aprecieze munca lui Natalie, apropo, din materiale reciclabile. Alexandru? I-am răspuns de ce am spus 350, nu de atât dacă nu știu care sunt regulile la aucțion, dar cred că merită cu mult mai mult. Mulțumim tare mult! Acolo este coșul. Felicitări! Da, cred că munca asta merită cu mult mai mult, dar deoarece n-a fost alți concurenți, am dat noi de două ori 300 și 350 și l-am achiziționat. De ce l-ați ales pe asta? Andrei Bolocan, 250. Îmi pare că s-a depus o muncă foarte mare. Noi, ca companie, suntem pentru reciclare, suntem pentru natură, pentru responsabilitate ecologică și ca culoare, la fel, corespunde culorile noastre corporative. Cum te cheamă? Eva! Eva, îți place brăduțul? Este un brad care este și iluminat, pictură pe vitralii, dacă vrem să-i spunem așa. Aici avem un cuier, deci din nou materiale reciclabile. Doamnelor și domnilor, atenție! Este scos la licitație următorul brad, preț inițial 100 de lei. Cine dă mai mult, Andrei? Da, doamna Tatiana Grea. 200 de lei. 200 de lei. 250, Andrei. Andrei Bolocan, 250 de lei. 300 de lei pentru doamna Grea. 2. Nu mă grăbesc să spun 3. Aveți șansa să ridicați mâna dacă aveți o altă ofertă. 400 de lei. 3. Bun, hai că am dat și al treilea brad. Mi s-a părut unul din cele mai originale care le-am văzut aici. Foarte multe sunt frumoase, dar mi s-a părut foarte bine se va primi, privi în camera de vară. Deci din toți brazii care ați văzut acolo, ăsta v-a plăcut și anume pe asta, da? Din start și l-am apreciat și am spus că da oricât. Îmi pare chiar rău că s-a terminat așa repede licitația, dar mai fac niște cumpărături. Iată acest produs original. Atenție! Preț inițial 100 de lei. E și el cu electricitate. Tudor? 150, mulțumesc! 200 de lei, mulțumim, Andrei! Mulțumim tare mult! 200 de lei, 1! 250, Andrei Bolocan! 250 de lei, 1! 300 de lei, 1! 300 de lei, 2! 300 de lei, 3! Vându-l! Tudor, felicitări! Este o creație unică și avarține lui Cețan. Victor, ești aici? Victor, ești? Mulțumim tare mult pentru creativitatea ta. O creație absolut inedită vine din partea unei artiste minunate, Clifos Victoria. Victoria, câte uncioruși au mers la condiționarea lui? 164 de uncioruși. 200 de lei. Viorica Nagăcevski. Andrei. 400 de lei, Andrei Bolocan. Care l-am votat alt și am decis să-l cumpăr. Am zis că-l cumpăr cu orice preț. Anul ăsta încă n-am reușit să-mi iau un brad
acasă și cred că o să fie primul brăduț în casa mea. Așadar, încă un brad inedit. Cine și cât vrea să ofere pentru... Un brad din fluturaș de badminton, asta va fi racheta. Hai. 100 de lei, preț inițial. Ofertele dumneavoastră. Cine vrea, Andrei. 300 de lei, Andrei Bălocan. A zis și s-a speriat. 300 de lei! 300 de lei? 1! Da? Îți pare rău că ne-ai zis 400? 300 de lei! Și o nouă pasiune mă întrebă locând pe viitorul! 3! Mulțumim, Andrei! Mie îmi pare rău că am pierdut un brad în fața lui Tudor Darie. El a câștigat un brad destul de modern și tehnologizat. Dar eu sunt bucuros și pentru acești fluturași de badminton. Badminton sau badminton? Badminton. Badminton, ok. Dar poate mai iau unul. Îmi place ăsta cu roți. Mai sunt câteva de câștigat. 100 de lei pentru acest brad. El are și miros de brad, pentru că e făcut din conuri. Sau de la Adrian Ursu. 3! Pentru Adrian Ursu, mulțumim tare mult. 100 de lei preț inițial. 200 de lei, mulțumim. 300 de lei acolo. 550, zice Lore. 1300, 1400 de lei. 500 de lei. 1500 de lei, 1. 1500 de lei, 2. Irina, e vorba despre bradul din șervețele, cu o grămadă de mărgeluțe pe el, un brad lucrat foarte, foarte minuțios. Prețul inițial al acestui brad este de doar 100 de lei. 500 de lei cadou pentru Lori și Bote de la Adrian Ursu. Iată-ți-vă câtă generozitate în ajun de Crăciun. 500 de lei, 1, 500 de lei, 2, 500 de lei, 3, cadou pentru Lori și Bote. Asta e frumos, tare frumos. Bravo, Adrian, bravo. Crezi că tu mai ai o datorie de data trecută, da? Ok. Adrian, mulțumesc, mai ne-ai scăpat doi fani. Îl răiți, știi? Și ca să nu-și pierde fanii, s-a gândit bine, bine și-a făcut-o. Mersi. Eu știu că o să câștig peste 15 ani, dar nu ți-l duc. Mulțumesc. Vreau să știu cum vă pare gestul lui Adrian. Foarte frumos. Tot foarte frumos. Știți că ați câștigat 500 de lei de la mama, nu? La mama, de fapt, nu avea mai mult de 600. De 600? Deci doar 600 a luat. De fapt, ele nu știu cât, dar mă rog. Scot din casă. Care, eu am văzut că ele se implicau la început în toate și am zis că stop. Stop, că acuși venim casa, știi? Noi chiar suntem recunoscători, nu ne-am așteptat. Dar de fapt, de ce nu ne-am așteptat? Ne-am așteptat și cred că gestul ăsta cu atât mai mult este așa binevenit, fiindcă fetițele mele au crescut cu viezele lui Adrian și el este de fapt interpretul lor preferat. Nu scapă nicio emisiune cu el, nicio piesă. Așa că el a făcut un gest chiar binevenit. Roadele o să le simtă apoi, mai târziu și mai mult. Așa e, fetelor? Da! Dar îi spunem la mulți ani lui Adrian. Hai să-l sărutăm pe Adrian. Hai. Așa, Adrian, cât de generos ești tu în această seară? Așa am simțit la moment, așa am făcut. M-am gândit că nu trebuie să dezamăgesc acești copii și în același moment să-l conving pe mama, adică pe mama lor, pe Aura, că și ursul are posibilități. Se vând, se scot la licitație 3 brăduți dintr-o colecție. Prețul inițial 100 de lei. Pentru acest brad, de mâna, da, 150, mulțumim, 150 de lei pentru acest brăduț, altă ofertă, 150 de lei, un cadou frumos pentru prietenă, pentru o prietenă foarte apropiată, pentru, nu știu, prietenă de suflet, 150 de lei, 3, felicitări!
Mulțumim frumos! Al doilea produs din aceeași serie, 100 de lei preț inițial. Iată, ăsta. 100 de lei, cine oferă mai mult? 155 de lei! Mulțumim! 155 de lei, 1! 155 de lei! 2! 155 de lei! 1, 2, 3! Vândut! 155 de lei! Și ultimul brad. Și ultimul. Ăsta, da. Începem cu prețul de bază, 100 de lei. Vă spun că este un brad de aproape arată extraordinar. Parcă și de departe, dar poate chiar mai bine. Cine? Cine și-ar dori un brad de ăsta să-l ofere dar de sărbători, dar și să facă o investiție pe cât îl lasă sufletul? Credeți-mă, la magazine nu o să găsiți un brad mai frumos la asemenea preț. 100 de lei prețul inițial. Cine oferă mai mult? Pentru că el va fi 200 de lei, 1. 200 de lei, 2. 2. Da? 200 de lei, 3. Am dat și cel de-al treilea brad. S-a vădut. Îi punem acolo. Da. Sigur că da. Cu tot. Merge. Mulțumim tare mult. Repede, merge mai departe. Vreau să zic un brad de post, dar pentru că și cafea se bea în post, aproape de post, un brad excentric. 100 de lei preț inițial. Cât Ileana vrei să dai? 200. Ileana, pui că ne dă pentru acest brad. Cine vrea să dea mai mult? Cine oferă mai mult? Hai, ajutați-ne să terminăm licitația. Iubitorii de cafea, iubitorii de cafea. Da, vrei să o dăm cât mai repede? 200 de lei. 1. 1. 500. 250. 250 de lei. 300 de lei. Mulțumim. 300 de lei. 1. 300 de lei. 2. 300 de lei. A fost 1 și 2. Ia uitați-vă. 300 de lei. 3. 3. Așa să fie. Așa. Ăsta a fost bradul cu numărul 8. Un brad foarte interesant cu elemente etno. Făcut iarăși din așa, este un brad iluminat. Are și iluminare, da. Începe cu 100 de lei. Cine vrea să dea? Mai mult! 400 de lei. 400 de lei. 450 de lei. Tatiana Grama ne oferă 450 pentru... 450. 1. 1. 450 de lei. 10. 2. 450 de lei. Usta poarta raiului, poarta raiului, aștept turba tatălui, turba tatălui. Liniște iarăși, bate vântul frunza lui, cu copilul.
350, 300 de lei. 350. Nati Bozian o să ne și prezinte pe
350 de lei, 1, 4, 400 de lei, da, 400, 450 de lei, 1, 450 de lei, 500 de lei, și până la rând 550, 600 de lei, 800 de lei, 1, 900 de lei, 1, 900 de lei, 2, 900, 1000 de lei, 1000 de lei, 1, 1000 de lei pentru această compoziție, 2, 1050 de lei, ăsta e spirit de lucrător, 1950 de lei, 1, 1250 de lei, înseamnă că îți place un lucru foarte mult. Am zis că brazii toți au fost văzuți, cineva a pus ochiul și nu numai ochiul, ci și intenția. Rețeța Doina, care a creat un brand din perne, o chestie absolut extraordinară, superbă, interesantă, inventivă. Amintește și... de povestea prințesa și Gogul de Mazăre. Așa este. Deci 100 de lei, cine este gata să dea 100 de lei pentru un brand în spiritul poveștilor lui Anderson. 100 de lei preț inițial. Cine este mai mult? Haideți! Un brand de poveste! 150 de lei, mulțumim! Este foarte ușor! Plută înăuntru! 150 de lei, 1? 150 de lei, dar arată ca niște mărgăritare, ca niște perle. E... 150 de lei, 2! Un brand pentru... Nu doar pentru dormitori. 150 de lei. Doamna Grava! Mulțumim! 3! Așa! Și, ei bine, dragilor, am ajuns și la ultimul brad dintre cei 20 licitați. Eu vreau să vă spun că eu am vrut să cumpăr acest brad. Și eu. Și eu. Cine n-a vrut să-l cumpere? O să-l cumpere, Loră și Petinus, cel care are mai mulți copii acasă. Nu, te rog, el nu poate fi dezasamblat. Adică 100 de lei preț inițial. 150. 200 de lei, Ion! O clipă! 1000 de lei! 2000 de lei, Ion! 2000 de lei, 1! 2000 de lei! Stai că poate vrea cineva să mai caute pe buzunare oamenii, poate mai găsesc. 2000 de lei a fost 1? 2000 de lei zi data? 2! 2? Da, mă rog! 2500, doamna Can! 2500 de lei, 1! Am văzut că a stat toată seara acolo la pian și prindeați bradul ăsta și pun de lei. 2600 de lei. 2700 de lei acolo. 2700 de lei. 1. Aș vrea să trecem pe 3000, pentru că avem unul în seara asta de 3000 trecut. 2700 de lei. 2. 2700 de lei. Stai. Da, 2800. 2800 de lei. 100 de lei. 2. 2. 3300. 3300, doamna Alexandra. La, la, la. 3300 de lei. 1. 3500 de lei. Nu, cât? 3350 de lei. 3350 de lei. 1. 3350 de lei. Spiritele se încing, doamna. 3500 de lei, doamna Alexandra Cane. 500 de lei. 1. 3600 de lei aici. Mulțumim. 3600 de lei. 1. Bătălia se dă între doamna Can și domnul Guț. 3600.
3600 de lei, deocamdată e liter la vânzări, da? 3600 de lei. Nu ratați bradul ăsta. Băi! Eu am ratat bradul ăsta. Ne apropiem de mănânc de țară. Ce e atreale? 4000 de lei e drenosul. Cine oferă mai mult? 4.000 de lei, preț record pentru licitația de astăzi. Adăugați 20 de lei și o să fiți mai mult decât atât. 4.000 de lei. Și ștergeți bradul de Adrian de sub vas. Doamna Can s-a apropiat așa, a pus ochiul și se uită rău. A fost 4.000 de lei 1, a fost 4.000 de lei 2. Doamnelor și domnilor, 4.100. Cea mai mare sumă de până acum. Cum te-ați mers până aici? Eu știu să mă opresc întotdeauna, nu într-un azart mai mult decât pot, dar aici se merita și mai mult pentru scopul de caritate care a fost astăzi anunțat. A fost o pregătire foarte bună. Am văzut foarte mulți tineri. E o activitate, o acțiune unde am văzut mai mult decât obișnuit este să văd. Am văzut atâți tineri și e un stimul și pentru ei, că un lucru manual, fiecare om poate face ceva, fiecare om își poate vinde munca, pentru că mulți cred că nu sunt locuri de muncă, dar uitați-vă, vedeți că au licitat foarte mulți și s-au vândut lucruri manuale, lucruri manual cu prețuri destul de scumpe. Dumneavoastră aveți cel mai scump brad din această seară. Cum vă simțiți? V-ați așteptat să aibă atâta succes? Chiar n-am așteptat, am lucrat mult, am muncit. Am emoții și nici nu pot să vorbesc chiar. Dar cât ați muncit la el? O săptămână precis. Și câte creionașe ați folosit? 50 de cutii și toate lucrate în manual. Dragi prieteni, haideți să anunțăm câștigătorii acestui set. Am să rog toți studenții să vină cât mai aproape și o să încep să anunț numele celor care în seara asta s-au împredicit de cele mai bune. Participat și noi ca să-i susținem, la fel a participat și fiul, produs care deja l-a
cruciorușele sunt cumpărate, sunt confecționate de cele mai... Confecționate de noi. De voi chiar. La materia primă. Aplauze. Thank you.